Bine ați revenit la Farfuria Veselă. Ce faceți? Cum mai sunteți? Ați fost sau veți merge în vacanță? Sper că sunteți bine, sănătoși și veseli. Vă pup cu drag și sper să-mi rămâneți alături pentru câteva minute să urmăriți rețeta de astăzi. Plăcințele cu jambon și roșii. Pentru preparatul meu de astăzi am nevoie de aluat foietaj, 450 de grame și l-am lăsat să ajungă la temperatura camerei. 100 de grame de cașcaval, 100 de grame de brânză telemea, ambele le-am dat pe răzătoarea mică, 200 de grame de jambon, sare și piper, un ou, busuioc și oregano. Tot pentru preparatul meu am nevoie și de câteva roșii. Roșii pe care le voi tăia feliuțe foarte subțiri. Șunca o voi tăia în bucăți mai mici. Pachetul acesta are foi de aluat, așa mai mici, sub formă de dreptunghi. Și ce voi face? Voi lua fiecare dreptunghi în parte și pe el voi pune bucățele de șuncă. După care voi pune cașcaval. Puțină brânză telemea. Vedeți că eu concentrez toate aceste ingrediente pe centru. Din nou puțină șuncă. Din loc în loc. Acum așez roșioare. Tot așa, numai pe centru și ușor suprapuse. Presar, puțin piper, puțină sare, nu prea multă. Ținem cont că șunca, cașcavalul și brânza sunt deja sărate. Puțin busuioc. Și puțin oregano. Aduc marginile peste partea din centru. Și la fel și cu celelalte foi de aluat de foietaj. În pachetul meu sunt 6 foi. Pun șuncă, cașcaval, brânză, câteva feliuțe de șuncă, bucățele în feliuțe, roșioare, piper, puțină sare, oregano și busuioc.
Le-am așezat în tavă pe hârtie de copt. Le voi unge cu ou bătut deasupra. Am presat bine de tot marginile. Sper să nu se desfacă la cuptor. Și le voi pune la copt în cuptorul preîncălzit la 120 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Sunt super, super, super bune aceste plăcinte. Noi le-am servit calde, dar și reci cred că sunt bune. La noi nu au mai apucat să se răcească. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare și vacanța plăcută în continuare. Ne auzim data viitoare, dar până atunci nu uitați să fiți veseli!